Oare care să fie soluția pentru a-mi proteja mai bine sistemul de securitate, în așa fel încât să fie ventilat mai bine, sau să nu aibă oricine acces la el? În videoul de astăzi discutăm despre raci, dar nu discutăm despre acei raci pe care toată lumea știe, ci discutăm despre un rack sau două racuri de 19 inch pentru small office sau home office. Nu uita că îi găsești în descriere și acum hai să despachetăm produsele. Mamă, ce grei sunt! Un rack, două racuri. Cred că se mai vede ceva. Sincer, acest tricou nu mi se pare potrivit pentru acest material pentru că pe mine mă duce cu gândul la concediu, dar sunt sigur că nu asta vă interesează pe voi. Hai să revenim la chestiunea noastră. Aici se află racul de la Soho de 19 inch cu 9 unități, aproape finalizat. Și de ce spun că este aproape finalizat? Pentru că am comis o greșeală intenționat. Greșeala constă în faptul că nu am instalat ușa din sticlă penultima dată, după care să vin cu capacul superior al racului pentru a-l putea monta. Acum greșeala este că trebuie să demontez cele 7 șuruburi cu care este prins capacul din metal pentru a monta ușa, iar la final să venim cu ultimul capac pentru a finaliza racul nostru metalic. Ce pot să spun despre acest rack? Că asigură o ventilație foarte bună, este durabil, confecționat dintr-un material metalic foarte bun și se potrivește atât pentru small office și home office. Nu uitați că avem și varianta mai mică de 6 unități. Vă voi prezenta această variantă în câteva minute. Acum vreau să demontăm de la zero acest rack și să îl construim împreună ca să vă explic pas cu pas ce trebuie să faceți pentru a nu ajunge în această situație. Bineînțeles, racurile le găsiți în descrierea acestui video. Hai să luăm o șurubelniță pentru că doar de asta avem nevoie pentru a duce la final misiunea noastră de astăzi. Racul este demontat complet, dar pentru a-l putea construi mult mai ușor, îți recomand să folosești schița din pachet, care îți arată cumva pas cu pas cum să faci asta. Dar cel mai sigur te uiți la acest video și înveți cum să îl construiești foarte ușor, așa că de asta nu mai am nevoie. Tot ce trebuie să știi tu este că ai nevoie de 14 șuruburi pentru a putea finaliza scheletul racului. 7 șuruburi vin montate jos și 7 șuruburi vin montate sus. De mic copil mi-au plăcut piesele de Lego, așa că acum am ajuns mai mare și mă joc cu chestii mult mai mari. Dar tot un Lego este și acesta, numai că pentru băieți mai mari. Cum îți dai seama că aceasta este baza inferioară a racului? O întoarcem și găsim aici două șuruburi pe care se leagă împământarea în rac. Și mai găsim de asemenea aici un dreptunghi perforat pe unde se introduc firele ce urmează a fi cablate în switch-uri, DVR, practic sistemul tău de securitate. Hai să-ți arăt care este partea superioară a racului. Îți dai seama că este partea superioară după această gaură perforată la fel, care se montează practic pe aceeași axă cu partea inferioară și ne mai dăm seama foarte ușor că este partea superioară pentru că avem spațiul pentru a putea instala ventilatoarele. Dar după cum am spus și pe acest video, poți folosi un device Rack Fan 2. În pachet mai găsim două laterale cu click care se dau jos foarte ușor de pe acest rack. Tot ce trebuie să faci este să apeși pe acest click și scoți laterala afară, pe cea stângă și pe cea dreaptă. În acest pachet mai găsim și un schelet care se montează în partea din față a racului. Partea din față va fi partea care nu este perforată, adică acest lucru se va instala chiar aici. Iar pe această parte se va instala și ușa din sticlă, care este undeva pe aici, am pus-o la protecție ca să-i spun așa pentru că nu vreau să o sparg. Avem sticla. Bineînțeles, încă două plăcuțe de prindere pentru a masca unul dintre aceste două locașe pe unde vin introduse firele pentru conectică. Deci una clar va fi absentă pe acest rack. Mai găsim doi suporți de prindere pe care se fixează șuruburile speciale cu care se prind switch-urile, DVR-urile și așa mai departe. Și bineînțeles o grămadă de șuruburi de montaj, bineînțeles cele 14 șuruburi care de fapt sunt 16 pentru că avem două în plus. Și cam tot ce avem nevoie pentru a duce la final misiunea noastră de astăzi. Așa că hai să-ți arăt cu ce începe prima dată. Și acum vom începe cu placa inferioară,
Și cu placa din spate, cum îți dai seama că e placa din spate? Avem aici 4 perforări pentru că cu această placă racul se fixează pe perete. Astăzi vorbim despre un rac care se fixează pe perete. Bun, și asta vine cam așa. Trebuie să fii foarte atent să vină gaură la gaură aici cu placa inferioară. Nu știu dacă le vedeți, dar o să dau aparatul puțin mai aproape. Așa că asta o să facem. Fixăm placa din spate chiar aici pe placa inferioară, să vină gaură la gaură. Placa din spate se montează prima dată pe placa inferioară a racului. Și se observă aici această, cum să-i spun, această ureche. Această ureche din partea pe care se fixează racul pe perete trebuie să fie în interiorul acestei plăci inferioare. Ia uitați aici, cred că o vedeți și voi. Cum este aici în stânga, așa trebuie să fie și în dreapta. Nu le strâng foarte tare acum, poate că mai trebuie să jonglez puțin cu tablele și nu vreau să-mi dau de lucru. Și acum vom veni cu scheletul din față, adică cu piesa din față unde se va fixa și ușa din sticlă. Ea se va instala la fel ca și partea care vine prinsă pe perete. Urmează și celălalt șurub. La partea superioară este foarte mult de muncă, nu știu cum o să o prind, dar voi vedea eu. Hai să-ți arăt cum se construiește sticla, pentru că această parte este gata. Am ales să nu pun acum lateralele, pentru că acelea se pot instala și ultima dată, deoarece au click. Am fixat și broasca racului pe capacul de sticlă. Așa este deschis, așa este închis. Am scos cheia, la rac nu mai poți umbla. Dubla 1. Rămâi până la final. Dubla 2. Trebuie să fixezi protecțiile de plastic pe care le găsești în pachet. Aceste protecții ajută ușa să nu se spargă. Toată șmecheria cu deschiderea ușii de la stânga către dreapta sau invers se rezumă la modul în care tu fixezi aceste știfturi. Deci dacă dorești să deschizi ușa de la dreapta către stânga, tu trebuie să montezi știfturile. Mă scuzați, cred că este securizată. Adică, așa mă gândesc. Să revenim. Deci dacă dorești să deschizi ușa din partea dreaptă către stânga, știfturile trebuie să fie poziționate în stânga. Iar dacă vrei să deschizi ușa din partea stângă către dreapta, știfturile trebuie montate pe partea din dreapta. Acest rac se instalează foarte simplu doar cu o șurubelniță în cruce. Dar dacă vreți să fiți mai rapizi ca mine, puteți folosi o șurubelniță în cruce automată sau o bormașină. Fiecare cum poftește, cum dorește. Acum trebuie să instalăm ușa de sticlă. A mai rămas ceva. În pachet vei găsi 2 butuci dintr-un material foarte rezistent. Tu vei avea nevoie doar de unul pe care îl vei putea introduce în locul de unde ție ți se deschide ușa. Așa că iau acest butuc și îl introduc în orificiul în care va intra știftul pentru ușa de sticlă. Vei avea nevoie doar de unul aici în baza de jos a racului. Mai departe, iau ușa de sticlă și o pun aici pe poziție, în acest butuc. Ia să vedem dacă mai putem pune, de exemplu, ceva preventiv aici ca să stea sub ușă. Închidem ușa de sticlă. Așa că noi trebuie să fim atenți ca știftul să intre direct în capacul racului. Cam asta ar fi ideea. O să vă chinuiți puțin aici, nu este deloc ușor, așa că eu vă recomand să vă mai ajutați de o persoană. Introducem aici știftul în gaură. A intrat, dar la mine nu a intrat bine, se pare. Se pare că am reușit, dar eu vă recomand totuși două persoane ca să nu vă chinuiți. Ia să vedem, totul este în regulă. Hai să deschidem ușa. Ea nu mai iasă acum de aici, este fixată și se deschide foarte ușor. Ok, este puțin de muncă aici, dar mie îmi place la maxim să fac asta. Îmi place la nebunie să construiesc lucruri. Avem de prins încă 7 șuruburi în partea superioară, 5 șuruburi mai scurte și 2 șuruburi mai lungi în baza din față.
Dubla 1. Fixăm suporții racului. Perfect, hai să prindem lateralele. Lateralele racului se fixează foarte ușor în această poziție. Avem aici cele două urechi care se poziționează în jos, după care venim cu ușa în față, apăsăm click-ul și gata, este laterala fixată. Repetăm pașii. Noi mai trebuie să fixăm acum pe acest suport piulițele cu urechiușe și cu tot cu șuruburi. Avem 9 poziții, așa că va trebui să respectăm instalarea acestora. Hai să dau aparatul mai aproape. Ca și părere personală, eu spun că este foarte simplu să lucrez cu un astfel de rac, având în vedere că se dau lateralele atât de ușor jos, doar prin click. După cum se vede în imagine, racul nostru este gata de treabă. Hai să-ți arăt racul cu 6 unități. Așadar, doamnelor și domnilor, un rac, doi raci sau un rac și două racuri. Nu uita că poți folosi sisteme de ventilație precum Rack Fan 2 pe care le găsești la linkul din descriere.